Bă, mi-e milă de... E de-al meu. Ai rămas fără benzină? Da. Bag-o aici și te duc eu până la benzinărie. Deci, găsim o sticlă, dă-o rapid, că se găsește o sticlă. Se găsește o sticlă. Poți să o ia pe jos până acolo. E unde, că la mama dracu-i benzină. La... unde, că e departe, e la mall-ul de aici. Știu păi și stai să împingi până acolo. Da. Lasă că te duc eu cu mașina, stai liniștit. Hai că nu vreau să-ți faci probleme. Stai liniștit că nu faci nicio problemă. Hai, lasă, bagă casca lângă a mea. Și hai să te duc acolo. Pune-ți casca în spate aici, da. Eu e seara și mă antrenez aici în parcare. Și m-am uitat că mai e un pic, dar a zis hai că rezistă. E bine să spui în top case mereu câte o sticluță să o ai acolo, că nu știi ce se întâmplă. Da, dar câte mai am și în top case-ul ăla. Ba, acolo lângă asta. Vedem dacă l-au dus la... Uite un băieț aici, dar nu sunt pățiuș. Se întâmplă mai sare idioți ăștia. Păi nu mi-a sărit în față, mi-a sărit și mașini și exact. Oră, dar nu mai idioți. La început eu, când am intrat prima dată pe autostradă, zic, hai să merg eu cum așa, să fiu nesimțit, să nu fiu nesimțit, să fiu mai pe dreapta. Nu, că și când m-a depășit o dată, pe autostradă la 100 la oră. Băi, da, stai că nu-i de glumă. Da. Cel mai bine pe centru benzii, faza lungă în oraș, da. Și în afară, ca să fii văzut ziua. Da. Și să mergi ca și cum ar sări unul în față, să fii pe gătim. Aia, tot timpul să mergi așa, tot timpul. Dacă cobor garda... Nu, nu ai pus-o. Ai pus-o, dacă cobor garda, ai pus-o. Ăștia, mulți... Pe noi ne ajută că avem și AP-ul, probabil ai și tu de 10 da, ani. Da, da, da. Și eu am de 25 de ani, 26 chiar. Și m-a ajutat mult, adică să estimez cum să... Da, uite, nu m-a ajutat când am văzut tâmburile astea. Da, dar, sincer, la nu se compară deloc cu mașina de... Nu, că nu, altceva. Nu, normal că nu se compară. N-are, nu, e... E cu totul altceva. Și viteze și... Așa. Trebuie să fii atent, să stai... Nu te vede nimeni. Nu te mă enervează maxim că nu am acces ușor la claxon. Deci, a, da, da, eu doar am balanț, eu nici acum... Da, că nu e, e foarte prost. În școală... Foarte prost gândit. În școală, cum îi zice, claxonam fără să vreau, când am ieșit în trafic. E, acum eu nu știu pe unde claxon, deci un an de zile eu nu știu pe unde claxon. Foarte prost gândit, plus semnalul,
Da. Vii curba, dar nu-ți mai revine cum era obișnuit. Da, trebuie să apăși tot timpul. Îți aduce aminte după... Exact. Și avariile, când sunt tot la fel, până îi dau avarii ca să mulțumesc și eu întotdeauna, până dau, încetinesc. Nu, merge cu piciorul, cu astea, așa, da, de-aia s-a inventat semnele. Da, dar asta între noi, dar când te lasă, băiat, na, tu mă lași pe mine, eu îți mulțumesc. Lumea ce-am văzut în București, că lumea te lasă cu mașina, culme. Da, te lasă, te lasă, te lasă. Nu mă așteptam să fie toți așa. Te lasă, mulți, chiar majoritatea. Cum să te răspătesc? Stai liniștit, nu-i problemă. Sigur? Sigur, stai calm, nu-i problemă, bine că stai vreo lață. Mulțumesc din tot sufletul. Baftă și din tot sufletul. Asfalt. Asfaltul uscat și ție. Asfaltul uscat și mulțumesc mult. În spate aici lângă toba. Aftermarket.